Ziua aceasta este o zi deosebită, în mod special pentru Liviu și pentru Emma. Au adus băiețelul, care este o binecuvântare din partea Domnului, ca Domnul să-și întindă mâinile și să-l binecuvinteze. Am ales textul acesta pentru că are în el, deci, o profundă semnificație și viața lui Iacov și istoria vieții lui, binecuvântările, sunt ceva deosebit și noi în vremea aceasta încă putem învăța de la el. Ceea ce vreau să menționez de la început este faptul că Iacov a fost un om duhovnicesc, care a văzut în perspectivă și și-a dat seama de planul lui Dumnezeu cu privire la neamul lui, cu privire la casa lui, cu privire la fiii pe care i-a dat Dumnezeu. A rămas în linia spirituală, în linia duhovnicească, Avram, Isaac și Iacov. Și Dumnezeu, în bunătatea lui, i s-a făcut descoperit, Dumnezeu i-a arătat ceea ce se întâmplă și Iacov a știut și a avut elementul ăsta esențial, că a știut, din punct de vedere duhovnicesc, ce este și ce va fi cu viața și cu casa lui. Rugămintea mea este ca Dumnezeu să binecuvinteze toți bărbații bisericii noastre, toate familiile bisericii noastre. Amin. Și Dumnezeu să ne dea acea lumină duhovnicească, să putem distinge vremurile în care trăim și să putem croi și să putem arăta un drum drept pe care trebuie noi să mergem și apoi copiii noștri să calce și să urmeze drumul acesta. Pe scurt, vrem să facem câteva aplicații la textul care s-a citit și, în primul rând, vrem să vedem că un lucru deja cunoscut, experimentat de fiecare dintre noi aproape care au fost căsătoriți, și anume faptul că copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Închipuiți-vă scena aceasta spre sfârșitul vieții lui Iacov. Iosif era foarte ocupat cu lucrurile țării, știți istoria, știți cu ce s-a ocupat el. Iacov împreună cu ceilalți stăteau în Gosen și mergeau pe drumul lor. 17 ani au trecut de când deja familia lui Iacov s-au stabilit în Gosen și s-a apropiat sfârșitul vieții lui Iacov. Și îi face o vizită, vine Iosif, ia cei doi copii și îi face o vizită bătrânului Iacov. Ochii erau îngreunați de bătrânețe, abia probabil putea să vadă, și întreabă, cine sunt aceștia? Și Iosif răspunde, sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Aleluia. Și gândiți-vă la Iosif, viața lui tumultoasă, viața lui specială, deosebită, după ani mulți petrecuți în afară, după treburile împărăției, când este întrebat, cine sunt copiii tăi? El știe ce să răspundă. Sunt cei pe care mi-a dat Domnul. Aleluia. A păstrat legătura cu Dumnezeu, a păstrat lumina aceea duhovnicească și a știut căci fiecare copil este un dar de la Dumnezeu. Liviu și Emma, Dumnezeu v-a dat o fetiță și sunt sigur că o considerați ca un dar special. Acum v-a dat un băițel. Sunt niște daruri pe care vi-a dat Domnul. Și așa să-i priviți și Domnul să vă ajute la lucrul acesta. În al doilea rând, nu numai că bătrânul Iacov a vrut să vadă nepoții și îi spune lui Iosif, adu-i aproape, te rog, adu-i aproape, vreau să-i binecuvintez. Și al doilea lucru care vrem să-l învățăm în ziua aceasta este că Dumnezeu are binecuvântări speciale pentru fiecare copil care vine în lume. Nu este timp să ascultăm mărturii, dar sunt sigur că cu fiecare copil care a venit în familia noastră, Dumnezeu a adus o binecuvântare, a deschis o ușă, a schimbat ceva. Și odată cu copilul care este darul lui Dumnezeu,
Dumnezeu binecuvintează. Amin. Și cred că se merită doar în câteva minute să vedem cum a binecuvântat Iacob, pentru că este atât de importantă lucrarea aceasta de binecuvântare și aș vrea ca fiecare părinte să aibă autoritatea aceasta și călăuzirea Duhului să poată binecuvânta copiii care sunt. Vine Iosif și vine cu Mănase, care era primul născut, Efraim era al doilea născut și știți, am menționat că Iacov era mai în vârstă și nu vedea prea bine. Și Iosif îi așează foarte strategic în fața lui și îl pune pe Mănase în dreptul mâinii drepte a lui Iacob și îl pune pe Efraim în dreptul mâinii stânge a lui Iacob, ca atunci când se va ruga, dreapta lui Iacob să fie peste Mănase și stânga pentru Efraim. Și Iacov ia și schimbă mâinile și pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim și mâna stângă pe capul lui Mănase. Și Iosif se uită, zice, da, tată, nu-i bine, nu i-a picat bine, zice, ăla-i primul născut, mâna dreaptă trebuie să fie pe capul lui, nu pe capul celălalt. Și Iacov, atât de înțelept, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, spune, știu, fiule, știu. Toți sunt binecuvântați și el va fi binecuvântat, dar Efraim are o binecuvântare deosebită și el va fi mai mare și Efraim se va zice, așa să te binecuvinteze Domnul, cum a binecuvântat pe Efraim și pe Mănase, nu Mănase și Efraim. Dar reținem că Dumnezeu i-a binecuvântat pe amândoi și fiecare copil vine cu o binecuvântare și cu un dar din partea lui Dumnezeu special. Așa că, dragii mei, să reținem, dacă sunt familii cu mulți copii, dacă greutățile sunt mari, dacă durerile câteodată sunt mari, să nu uităm niciodată că din perspectiva lui Dumnezeu copiii sunt un dar de la Dumnezeu și apoi fiecare copil vine cu binecuvântarea lui. În al treilea rând, ne-am închipuit și nu ne-am așteptat de la Iacov în vârstă, care ar putea zice, de ce să dau atâta importanță? Sau... Și următorul lucru care vrem să-l învățăm este faptul că copiii noștri trebuie să fie înconjurați de dragoste și iubire plus disciplină. Și haideți să urmărim, îi aduce în față, Iosif îi aduce copiii în față și un lucru deosebit pentru un om venerabil, de o vârstă înaintată, 130 și ceva de ani, când simte copiii aproape, îi ia pe fiecare, îi sărută și îi îmbrățișează și zice, ce dar, ce har mi-a dat Domnul. Nu mă gândeam că am să te mai văd pe tine, îi spune lui Iosif, și uite, Domnul m-a ajutat să-ți văd copiii. Ideea care vrem să o reținem în dimineața aceasta este că să facem în așa fel încât în casa noastră și în casele noastre să fie o atmosferă de iubire și de dragoste. Și știți că balanța nu este doar dacă iubești, 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 fără să și crești, să disciplinezi. Și aceste două lucruri, atmosfera de dragoste, atmosfera de iubire, trebuie să fie în casele noastre, dar în același timp combinată cu atitudinea aceea de creștere după voia lui Dumnezeu, de disciplinare după voia lui Dumnezeu, ca fiii noștri, copiii noștri să fie plăcuți lui Dumnezeu și să fie crescuți în mustrarea și în învățătura Domnului, să-L poată cunoaște și să-L poată sluji pe Dumnezeu. Copiii sunt un dar de la Domnul, copiii vin cu binecuvântările lor, să menținem o atmosferă echilibrată de dragoste și de disciplină și următorul lucru care vreau să-l menționez este faptul că să învățăm copiii, să transmitem ideea aceasta, că generația care este
în vârstă trebuie cinstită și respectată. Și nu spun asta pentru că mă apropii și ne apropiem de generația în vârstă. Spun lucrul acesta și am spus lucrul acesta și când eram mai tânăr. Spun lucrul acesta pentru că este voia lui Dumnezeu ca fiii, copiii noștri, să cinstească părinții. Și în privința aceasta m-a surprins atitudinea lui Iosif. Gândiți-vă, era al doilea după faraon, marele demnitar. Ce spunea el? Era lege în Egipt. Nimeni nu putea să-i spună nimic, nu se mișca și după cum zicea faraon, nimeni nu mișca un deget în Egipt fără aprobarea și autoritatea lui Iosif. Și când a văzut că Iacov a îmbrățișat băieții, i-a strâns la pieptul lui, spune ea, Iosif i-a luat, i-a dat deoparte, a făcut loc în fața lui Iacov și a făcut loc și spune cuvântul Domnului și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Aleluia. V-ați fi așteptat la o atitudine ca aceasta? Iosif, marele demnitar, își face loc, era taicăsul, venerabilul, pe care l-a iubit așa de mult, a vrut să-l vadă așa de mult și Dumnezeu i-a dat harul acesta să-l vadă. Stătuse în zona aceea aproape 17 ani împreună și acum se apropia sfârșitul. Și când a văzut capacitatea aceasta duhovnicească, maturitatea aceasta duhovnicească a lui Iacov și a făcut loc, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea tatălui său. Ce lecție! Ce atitudine de respect! Și nouă nu ni se cere și nimeni nu așteaptă copiii să se trântească la pământ în fața noastră, să se închine, să ne aducă nu știu ce laude. Dar măcar prin atitudine arătați cinste și respect pentru cei care v-au crescut. Amin. Și dorința mea este ca în familiile noastre voia lui Dumnezeu să se facă și să ascultăm cuvântul Domnului. Ultimul lucru pe care vreau să menționez și închei este faptul că, și am pomenit la început, că Iacov avea perspectiva duhovnicească și îi spune și îl roagă, îl pune să jure în capitolul puțin anterior să ia oasele din Egipt, să-i le ducă. Dar ceea ce vreau să menționez este faptul că în versetul 21 spune așa Israel, a zis lui Iosef, iată că în curând am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce înapoi în țara părinților noștri. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Iacov, datorită călăuzirii duhovnicești și a faptului că Dumnezeu i s-a descoperit și îl cunoștea pe Dumnezeu, a avut încredere că Dumnezeu va purta de grijă celor care rămân în urmă. Dragi părinți, se poate ca în viața noastră să nu vedem toate promisiunile lui Dumnezeu împlinite. Și au fost părinți care s-au dus amărâți gândind că Dumnezeu nu-i mai ascultă și că nu mai au nicio trecere și Dumnezeu i-a uitat. Și nu s-a întâmplat așa. Dumnezeu întotdeauna a rămas credincios promisiunilor lui. Și vrem în dimineața aceasta să ne punem încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu va purta de grijă, amin. Dumnezeu va binecuvânta, amin. Dumnezeu va mântui, amin. Și Dumnezeu va fi cu familiile noastre. Amin, amin. Și fie toate lucrurile acestea adevărate pentru familia voastră. Amin. Rămâneți încrezători în Dumnezeu. Priviți copilașii ca daruri din partea lui Dumnezeu. Priviți faptul că ei vin cu binecuvântările lor. Înconjurați-i cu atmosfera aceasta de dragoste și disciplină. Cinstiți părinții și Liviu a făcut
lucrul acesta. I-a pus numele Iacov, numele lui tata. Domnul să-l binecuvinteze și să vă binecuvinteze, să binecuvinteze întreaga familie și Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile bisericii. Amin.